Doamna Dragă Florin. Prezent. Doamna Dragă Pionier Florin. Prezent. Doamna Tala Adrian. Prezent. Doamna Votiv Vasile. Doamna Vencescu Gheorghe. Prezent. Doamna Fetica Gheorghe. Doamna Fogliu. Prezent. Doamna Clos Sorin. Prezent. Doamna Psecaru Constantin. Vine de acolo. Vine acum. Da. Doamna Fetica Ivan. Prezent. Vasco Florin. Da, este plecat într-o delegație și în o aminție. Bună. Vă Adrian. Voinea Constantin. Prezent. Tiforie delegată TET. Prezent. 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 Doamna Consiliere. În prezentul mare majoritatea Consiliului Ședința Spatele Conduce, dar pentru aceasta ne trebuie un nou președinte de ședință, ca extra mandatul domnului Vincescu Gheorghe, din acestea, să vă rog să faci propunere pentru președintele de ședință. Pentru noi, propune că Anarhie Florin. Mai sunt alte propuneri? Problema este în felul următor, care au mai fost, lasă locul la care nu au mai fost. Așa e procedura, da? Sunt și care nu au fost, să fie propuși. Și nouă, de ce îți faceți propunere? Nu știu, uitați cu domnul Gigi, de exemplu. Că domnul Gigi de beat timp. Cum, de beat timp? Nu, domnul Gigi... Păi nimic să se pune la... Dacă nu, domnul Sorin Ploc, am mai multe propuneri. Cine a fost dacă v-a ușat de propuneri? Am dat un exemplu, dacă tare... Păi dați un exemplu, că noi suntem tot 15 ani. Păi da, 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 păi da. Următoarea următoare, nu s-a propus. Doamna Dragă, nu s-a vrut să vă spun. De amplasare de acces în zona drumului public pentru lucrări aferente rețelelor tehnico-utilitare, realizare pe proprietatea domeniului public al comunei Consofănești sub Bacău, care afectează structura căilor de comunicație rutiere, străzilor, trotuarelor, aeriilor și spațiilor verzi din teraza comunei Consofănești sub Bacău. Inițiator, domnul primar Oradiu Viorel. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare serviciului pentru gestionarea căilor fără stăpân din comuna Consofănești sub Bacău, inițiator primarul comunei Oradiu Viorel. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local de anul 2023, ce potrivi toate judiciarii de acolo social, conform legii numărul 46/2001, cu modificări și protocoloare, inițiator domnul primar Oradiu Viorel. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui lot din pășunea comunală pentru amplasarea bazinului de apă din satul Sărmășoare, comuna Consofănești sub Bacău, inițiator primar de Rogariu. Punctul 5. Diverse. Și atât. Și atât. Dacă mai aveți alte propuneri de ordine de zi, vă supunem la vot. Nu este pentru. Abținem votul. S-a aprobat și... Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de eliberare a forului prealabil și autorizației de amplasare de acces în zona drumului public pentru lucrări de aferente rețelelor tehnico-utilitare, realizare pe părțat numele public al comunei Consofănești sub Bacău, care afectează structura căilor de comunicație rutiere, străzilor, trotuarelor, aleilor și spațiilor verzi de pe raza comunei Consofănești sub Bacău.
Dați un motiv, dați cuvântul domnului secretar, că nu au primit materialul și durează, că are și regulament. Are regulament și durează. Regulamentul conține condiții de eliberare a acordului prealabil și autorizații de amplasare și acces în zona drumului public pentru cele atenite de celor trei prezentare. Prezentă dezvoltarea din domeniul public al primului Bucurani, mai rapid, care acceleră la situația câmpă de comunitate, ca și viere, stări, pătoare, care nu sunt față la vreme. Nu mai este vorba despre el. Vorbim puțin mai tare ca sau vreme. Condițiile în care se eliberează autorizația de amplasare a zona drumului public, pe doar de cele trei mai utilitare. Acumulează rețeaua de gaz imediat, o să fie rețeaua de canalizare, apoi rețeaua de apă de rază în regulamentul acum de atunci, și cu și alte rețele telecomunicare, cum ar fi telecomunicații și așa mai departe. Materialul este structuros, avem aici un model de autorizație, condițiile care trebuie să le dezumească fiecare beneficiar, model de comunicare de începerea lucrărilor și model de comunicare de terminare a lucrărilor către primărie. Cam atât. Dacă sunt întrebări pe acest punct, asta este legat de toate societățile astea care vor începe lucrări pe rază comunicăță fără da, timp. Indiferent ce. Da, chiar. Noi. Adică se predă ce solicită și pur și simplu la urmă se fac verificarea ca modul de execuție a lucrărilor. Modul de execuție și dacă s-a refăcut la corespunzător, da. 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 Da, stricăciuni, dar când nu vreau analizare, asta e obligația, asta e de acolo. Nu se spune ultimul moment, stai precum cașul, că au mașinile astea speciale. Acum nu le va fi nevoie, că nu se taie tot asfaltul sau toate porțiunile de asfalt. Și dau obligația să le facă înapoi urmărirea execuției lucrării face de către unii dintre de șantier, care o să la greu, o să fie la lucrările respective. Chiar dacă beneficiați suntem tot noi și la canalizare și la gaz. Dar e obligație să le facem. Vă dați față. Poate strica aducțiunea de apă. Conductele, se spală, se le vanele. Deci au obligația să le facă. Tot ce strică, trebuie să facă. Să aducă la forma inițială. Așa se forma formularistică exactă. Să fie la forma inițială cum a fost drumul înainte sau drumul șor sau pârâul sau porul sau Odențiul și așa mai departe. La de execuție. Exact. Și branșările pe care le fac cetățenii apa, trebuie autorizate de noi, le vedem niște bani. Eu nu le-am mai luat bani. De exemplu, carucele la Moșan, la ce? Nu le-am luat bani, dar le-am dat aviz. Avizul de racordare la rețeaua de apă potabilă și au solicitat de lucrurile astea să procedează. Da. Asta nu. Mai se întâmplă? Spune-mi la voi cine este pentru? Comisia de dat pentru. Comisia de dat pentru. Comisia de dat pentru. Împotrivă, abține. Suntem la punctul numărul 2. Proiectul hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Coțofănești. Da, eu o să, dumneavoastră, domnul președinte, o să citesc numai proiectul de hotărâre. Treceți la citirea, fără preambul legistic. Fără referatul de aprobare? Da, fără referat. Dați direct la hotărâre, Consiliul Hotărâre. Pentru că e un regulament acolo și foarte scurt. Și toți domnii consilieri au primit materiale. Așa se procedează la toate ședințele de consiliu din... Noi o să vedem cu clarificări pentru oamenii care sunt din sat, cetățenii care sunt prezinti la ședință. Dar pentru domnii consilieri, mereu trebuie să fie informat dacă au primit. Trebuie să fie pus la punct dacă au primit materiale de ședință. Și dumneavoastră numai clarificări cu lămâniți. O știu ce am întrebat. Sau cu adă un șir, se poate orice, în fără aici. Eu o să spuneți că raportul specialitate era pe de o trebuie de medițare, serviciul public de jinatele fără stăpane, domnului Cotopăieni.
Țineți seama de articolul 1, alineatul 1 și articolul 2, alineatul 4 din ordonanța de guvernul numărul 5/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată prin legea numărul 22/2002, cu modificări ulterioare, consiliul local are obligația de a înființa servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân pot fi concesionate numai de către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. Acestea vor contracta servicii veterinare potrivit reglementărilor legale în vigoare. În prezent, în comuna noastră, nu există serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel încât se impune înființarea acestuia. Față cele de sus arătate, propun adoptarea proiectului de hotărâre. Da. Și când sunt grijă proiectul, nu hotărăște. Cum te hotărăște? Nu se vedea rezultat. Mai mult, adică să... Ce reformentul de la asta? O, de globalat. Se propune aprobarea înființării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Colțul Fănețul Bacău, aprobarea ca modalitate de gestiune a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Colțul Fănețul Bacău, gestiunea delegată conform studiului de oportunitate din anexa 4, parte integrantă a prezentului proiect, aprobarea delegării gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Colțul Fănețul Bacău numai către persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor. Articolul 3. Aprobarea încheierea unui contract de delegare a gestiunii în condițiile legii pe perioada de un an cu posibilitatea prelungirii cu aceeași perioadă a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Colțul Fănețul Bacău, conform anexei 3, perioada integrantă la prezentul proiect. Aprobarea mandatării domnului Olariu Viorel, încarcat de primar comunei Colțul Fănețul Bacău, pentru semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciului pentru persoana juridice, asociația sau fundația câștigătoare a achiziției având ca obiect realizarea activității de gestionare a câinilor fără stăpân. Articolul 5. Aprobarea regulamentului serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Colțul Fănețul Bacău, în forma prezentă în anexa numărul 1, parte integrantă la prezentul proiect și care va deveni anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Articolul 6. Aprobarea caietului de sarcini la serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna Colțul Fănețul Bacău, în forma prevăzută în anexa numărul 2, parte integrantă la prezentul proiect și care va deveni anexă la contractul de delegare a gestiunii serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Articolul 7. Prezentul proiect de hotărâre se urmează a fi înscris pe ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 23.02.2023, se transmite de secretarul general al comunei comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Colțul Fănești, în vederea examinării formulării de amendamente înscris după caz, precum și întocmirea avizului cu privire la adoptarea sau după caz respingerea proiectului. Asta a fost propunerea. Da. Aici e hotărârea. Aici, da, da. Poate vreau mai detaliat, că nu m-a înțeles. Da? Da, vă trebuie să ne vedem un pic aici, trebuie să adun niște clarificări și niște lămuriri, că e o problemă stimulată care se confruntă toate UAT-uri, toate primările din țara asta, prin 150 de primării, se lucrăm de mediul rural și mediul urban, atâta sunt, prin 150 de UAT-uri. După cum bine știți, s-a întâmplat fenomene, adică lucruri destul de grave. E vorba de acea femeie din București care a murit, e vorba de acel copil de la Buciu care a murit, din păcate avem victime, deci avem cadavre, avem morți. În urma acțiunilor, sau știu, în urma atacului, nesupravegherii sau atacurilor acestor câini fără stăpân. Acest câini fără stăpân, din nefericire pentru noi, umblă în haită. Umblă mai mult. În momentul când a simțit miros de sânge, ăla ești. Dacă nu ești tare caracter și nu ești prompt, să iei niște decizii destul de hotărâte, poți să fii victimă singură. Din păcate, știți că totdeauna trebuie să se găsească un acar pe un. Totul se aruncă pe primar. Și animalele moarte, dacă e calul în două parte, calul de mânca totușului devine primarul, și dacă intră, știu, animale de la comună vecinată pe teritoriul comunului Colțul Fănețul Bacău, totul se sparge în capul primarului. De undeva, e firesc, așa e normal, primarul de aia la noi să fie acolo să ne, să ne păstorească și să rezolve problemele. Sunt foarte multe probleme.
avem foarte mari responsabilități, începând de la investiții, care țin de mari responsabilități, până la problemele de PSI, problemele de asistență socială, cu oamenii fără adăpost, copiii lăsați pe maternități, începând cu legea construcțiilor, continuăm cu legea siguranță, ISU, situații de urgență, din păcate se întâmplă fenomene, vedeți Turcia, vedeți România, ce se întâmplă din partea Oltenia, Gorjului, unde niciodată nu am avut cutremure de asemenea magnitudine. Se întâmplă, lumea e mișcare, pământul e mișcare, totul e mișcare, din păcate nu ne anunță nimic bun, bine pentru noi. Avem război la, cum să spun, la marginea țării, situația economică, criza economică peste tot, inflația este peste tot și, din păcate, trebuie să traversăm această perioadă destul de delicată, zic eu. Dar revin la ceea ce a spus cu câinii fără stăpân. Nici comuna Corzovone nu duce lipsă de câini fără stăpân. Și am avut cazul de care au fost copii mușcați și oameni cărora e frică să mai iasă din casă, de ce să le cunoaștem. Ei, nu zic, uitați, din când de la Revoluție încoace, în 90, în 89, 90 spunem, iată de că au trecut vreo 32 de ani și toți primarii care au venit, sunt de primarul general și cei 6 primari sectoare, au zis că v-ar rezolva problema câinilor fără stăpân și nu a rezolvat-o nici până acum și probabil că o să mai treacă 20 de ani și o să o rezolve, dar să dea Dumnezeu, poate, nu și rău. E o problemă destul de spinoasă și dacă guvernanții noștri nu vor lua niște hotărâri, niște inițiative legistice care să se transforme în legi, eu zic că această situație nu se va îmbunătăți. Pentru că prima chestiune care ar trebui făcut, toți câini inventariați, am înțeles că ar fi câini fără stăpân la nivel de țară, nu știu dacă dețin bine cifra, e vorba de 7-8 milioane de câini. Închipuiți-vă, ăștia, numai din ăștia, dacă sunt femeie, adică femeile sunt, câte sunt un câine, poate sunt 7, și se înmulțesc faptul câte 5, 7, 8 câini, vă dați seama într-un an cât de ce creștere pozitivă poate să fie. Legea nu permite să omor, nu permite să-i faci, deci nu se. Deci dacă nu se va trece la un inventariere pe fiecare oate, în parte, pe fiecare primărie, să spun, în parte, și verific și inventariați și toți câinii aceștia să fie cipați și sterilizați. Dacă nu se va face lucrul ăsta, nu se va rezolva această problemă niciodată, nevă, sub nicio formă. E un lucru care e destul de, cum să spun eu, implică foarte multe efort și foarte multe care implicate și știu eu, bani. Dar fără această măsură, nu cred că se va putea rezolva problema câinilor. Mai mult de atâta, deci totul se pune pe primării, și cu gunoi, și cu câini, și cu cadavre de animale, și cu copii, și cu așa mai departe, cu bătrâni. Problema e că nu există resurse financiare. Ca să faci un adăpost de câini, trebuie să-ți înființezi un serviciu pentru câini fără adăpost. Acel serviciu trebuie să ai neapărat să ai doi angajați, trebuie să ai o mașină, trebuie să ai un veterinar, trebuie să ai un contabil, care e contabilitate separată. Ei, ei nu sunt producători de venituri. Adică el nu îți produce ție liniște. Ei consumă. Păi de unde plătește atâția oameni? De unde? În care buget? În bugetul ăsta care avem și pe care toată lumea țipă, că am omorât lumea cu taxe și impozite. Deci despre asta este vorba. Iar noi am găsit un model. Nu putem sta cu mâinile încrucișate și Doamne ferește, bate în masă să întâmplă unul pe unul eveniment, primul care dă cu subsemnatul este primarul. Cert. Și am găsit o ofertă, am căutat pe net, și am găsit o ofertă de la o asociație care sprijină câinii, scada la regiunul 35 din Vaslui, județul Vaslui. Ei, pentru această societate ce face? Bineînțeles, trebuie să faci procedură de licitație, care e de sarcini, ce ai discutat, vedem, aveți vreo societate care face mai ieftin. Și aici spune oferta lor, asocierea
Asocierea Asociației Sprijină Câinii SCSR, Drept Impec SRL SCSR, Promed Impec SRL, prin lider de asociere, Asociația Sprijină Câinii cu sediul în Vaslui, stradă Petru Rareș, numărul 35, coduri de înregistrare, roșu și așa mai departe, nu vă interesează dumneavoastră asta. Deschis la Garanti Bank, reprezentată domnul Păun Constantin Cristian, având funcția de președinte, prestează servicii de gestionare a câinilor fără stăpânați verde. Și aici a venit un tarif, eu vă dau la fiecare că am înțeles copiat mai multe. Și uitați cât costă un câine ca să ți-l ia de aici. Nu mai spun că nu toți câinii ăștia să ai noștri. La un moment dat, chestia reală și urmărită de noi ani de zi, nu aveam niciun câine pe aici. Ne trezeam într-o dimineață câte 10-15 câini. Ce fac? Cei de la ajut, noaptea, vin la ajut, amărășești, o fi la onest, vine și decartează, le dă drumul aici. Și în centru se întâmplă pe tot. Localitățile care sunt aproape de zonele urbane, de orașe, se întâmplă. Și ne trezeam, băi, nu aveam decât un câine, doi, ei despăreau natural, nu că îi luam, nu aveam serviciu, îi opăra mașinile. Treceau strada, dădeau peste ei, nu că erau noi să... Sau îmi fiți scăpă un câmp. Da, sau un câmp. Și automat treceau la gospodării, de-am căutat de mânca. Deci, la un moment dat, nu avem niciun câine. Păi aici, odată, într-o dimineață, m-am zis, vă zice, păi știu cât câine. Deci, nu poți să controlezi fenomenul ăsta, n-ai cum. Și cu societatea asta, să vedeți ce prețuri au și trebuie să-i chem dinainte, să... Eu, când îi chem, nu mai sunt câini, să zic, caut. Deci, e... Că nu e la unești, dacă ar fi la Ștefan cel mai la unești societate, e la Vaslui. Uite, la capturare, adică să prind. 450 de euro, adică 4 milioane jumate. Pentru câini. Transportul, 1.750.000 de câini. Dar aici nu mai spune că când prinde 10 câini, îmi ia, cred că îmi ia de fiecare câini 1.750.000. Trebuie foarte bine văzut când faci contractul cu el. Examenul clinic. Clinic, nu era clinic. E vorba de 15 euro. Asta e la puțin, 150 de lei de câini. Întreținere și întreținerea de post. Ei n-au voie să, până la urmă, ei ajung la eutanasiere, dacă nu găsești stăpân, asta e faza final. Dar întreținere, deci până atunci, până la faza asta de eutanasiere, trebuie să-i țină la depost și să caute, să vadă dacă poate să-i să-și găsească stăpân. Dacă nu, mai imagine în ce perioadă timp. Perioada asta de mâncare, producează, dezinfectează și mai departe. 21 de zile. 21, dar spune aici. Întreținerea și reținerea a depost a populației canine pentru o perioadă de 21 de zile, uitați, în perioada asta, este de 1.100.000 de euro per câine. Vaccinare antirabică, 300.000 de lei de câine. De parazitare internă, 250.000 de lei de câine. Înregistrare IRCS, 100.000 de câine. Microcipare, 350.000 de câine, eutanasiere și incinerare, 100.000 de câine. Total 850.000 de 1.500.000 pe câine, plus TVA, ajung la 10 milioane de câine. Deci dacă ți-a 10, cât ți-a 100 de milioane? Deci, uitați-vă de ce. Și noi, în condiții în care nu încasăm 100 milioane de taxe din pentru prinderea câinilor și așa mai departe. Dar noi trebuie să facem asta, pentru că trebuie să facem un pas. Ca să facem serviciu, nu avem. V-am explicat că nu avem noi potență financiară să creăm serviciu de propriu pentru prinderea sau strângerea acestor câine cu adăpoze, ce e, eutanasire, te medic de terminat și așa mai departe. Mi costă mai mult dacă îmi facem noi un Ai contabil, ai determinat și mai doi care vin câini. Îi da hrana câinilor, da injecția sigur la mașină, la pozitiv la mașină. Și nu v-am amintit. Deci este foarte scump. Deci nu...
Ar fi bine că ești niște locuri de lucru, dar nu îi plătești. Pentru că nu ești, tu ești producător de venit. Bun, îți dau de la primărie, că fiind serviciu separat, îți dau de la primărie, că îți dau cu lună, poate îmi trebuie să dau 10 câini. Și eu îți dau 10 câini, îți dau 100 de milioane. Păi cu 100 de milioane nu întreții nici mâncare, nici paducul, nici angajații, nici medicul, nu le plătesc. Deci n-ai cum să, fi, să se autofinanțeze asemenea serviciul de unde. Și am mers pe ideea că avem o ofertă, mai căutăm cu un formă pe SICA, societate nouă care tipul, deci să aibă și orice societate era care face pe paleți strânge câini. Deci ei trebuie să fie autorizați și abilitați în sensul ăsta. Autorizați, în DSD-ul. Singurii care i-au dat oferte. Am căutat, am dat pe net. Nu prea găsești, deci tu m-am luat oferte. Păi și prin jur n-am găsit. Și am zis că să avem acceptul dumneavoastră. Și să trecem la procedura de achiziție publică pe SICA. Și să mai căutăm în societate. Nu găsim, postăm, venim a două oară, nu găsim nici a două oară, o să luăm de cel care îl avem aici cu fiind negociere de preț. Nu are discuție la măsură. A dracolul roșu, chinezii aia, da, am vorbit cu cei de la Onești, cei de la Onești să zic, domnule, noi nu putem gestiona pe ai noștri. Adică are foarte mulți. Ei au, într-adevăr, nu poate să-i gestioneze, că nu foarte mulți. Deci, nu, am văzut pe Onești, domnule, nu e. Deci, despre asta este vorba. Dar dumneavoastră aveți alte... bun, am mai avem niște, cum se spune, niște punctele astea mai ferminți. S-a adunat aici, în fața magazinului, dar regulă nu găsiți mâncare. În fața magazinului, la Pripor, la Mazăre, la terenul de sport, la Spregoare. Noi, mare atenție, trebuie să avem un prim, cu toată lumea trebuie să avem atenție, Doamne ferește, dar în primul rând de copii. Copiii sunt vulnerabili. Ce e mai vulnerabil? Iar eu n-am niciun vânăr, eu stau în ședință cu dumneavoastră acum și un câine vine. Băi, haideți să povestesc de cazul la Buce. Am avut o discuție aseară cu primarul, dar nici un bun fărică. Și în povestea de cazul cu copilul. Și am zis, băi, fărică, dar s-a întâmplat în interiorul satului, în Buciul sau în Răcăuțului sau în afară. Nu, băi, pe câmpul ăla la seră, dar aparține de mine. Pe câmp. Păi de unde să știu eu cum ce se întâmplă pe delul Tănășoi, pe drumul Tănășoi. Fărică, până la ședință. Dar dacă, Doamne ferește, să se întâmple ceva, dau cu subsemnat, pentru că n-am avut serviciu de când, pentru că nu fac ceva, și dacă se întâmplă să și... Fașe victime. Să fie și victime, e cu durere mare. Cu durere mare, asta, bă, e, sunt expus la ce nu. Mi-am asumat lucrul ăsta, de asta trebuie să luăm minimă măsură, măcar. Să vedem ce putem face. Eu o să chem în prima fază, dacă e un contract, o să încerc să-i adun pe cei de la din cel din punctul ăsta mai fermin de care mai fermin de care da, să vedem, da, face lor de 200-300 de milioane, să adunăm 200 de zicăm la câte închidă. Poate așa, încercăm, eu îmi pas înainte. Îmi pas înainte și nu știam sta cu mult și atât, dar și cum fenomenul nu ar exista. Păi vină la magazin și să adună câinii, vină oamenii. Și asta e adevărat. Le-am dat de mâncare, iar în sumul de mâncare. Iar tot ce ar aduce pâine. Să n-am vrut, nu pot să... Acum e animal. Nu pot să... Nu pot să-l apus pe omul. Nu pot să-l punctez. El face un faptă bună. Faptă bună, că pe un faptă bună de pe pâine. Nu mai bine. Ce mai bine? Sunt cei care i-au adus, frate. Sau cei care i-au adus. Și au o preocupă, au 4-5 pâini și nu-i țin legat. Aici e durerea. Așa e, că am vrut să faci hai. Nu-i ajunge un câine, e de 4-5 câini și nu ține niciun noi. Și nu-i dă mâncare. Păi nu-i dă mâncare. Păi nu-i dă mâncare. Păi nu-i dă mâncare și stau toată ziua să cumperi 4-5 câini, le faci mamălătite la câinul. Și nu, da, le ține acolo. Aia 4-5 mâncare, dar nu are 10-15. Sau la puc. Păi e pe 40 de lei un sac la 10 kg. Da, așa. Da, 42. Deci, așa două zile. 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 Așa
Eu am stat de vorbă cu primarul Jarni și spunea, am dat cu subsemnatul, continuă ce am început, am dat cu subsemnatul pe la parchele mea. Deci sunt la un câmp, de la Sieră, până la Bucium, mai mănânci două pâini. Așa? Și până la urmă a rămas, s-a clasat dosarul, mi-a găsit de vină, câinii nici nu erau la mine, ce erau, dar nu a putut câmp. Câinii, neavând, nefiind microcipat, n-a putut să, să vadă de unde. Că i-a venit unul sau Oneștiu. Și n-a putut să stabilez că originea câinii. Până la urmă, Oneștiu spune că nu e al nostru, Bucium spune că nu e al nostru, câinii. Voi sunt trei. Problema este că sunt foarte mulți. Dar nu, dacă era în Grad, de asta l-am și întrebat, dacă era în interiorul satului, era și mai rău. Dar poate avea omul o cort în noroc și trecea cineva totuși. Era mai rău pentru primar dacă se întâmpla în sat și îl făcea... Dar au fost mai mulți câini, nu? Cu doi câini mai. Mai avea, ar fi fost o cățea în puiță și... Informăm și noi câinii noștri comunitari, cei care sunt agresivi trebuie prinși expediați, că nu toți sunt răi. Eu nu am monitorizat văd care mai ocupat, eu am venit la altă. Câinii fără stăpân, se spune, nu spune agresiv. Dar nu poți să zici pe ăla-i pic, dar nu e agresiv. Hai de timp cu șurii, dar nu e agresiv. Nu știu ce mai e. Dar nu este asemnat care nu ești. Proiectul hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023, ce vor fi efectuate de beneficiari de ajutor social, conform legii numărul 416/2001, cu modificări și punctele ulterioare. Ce aici? Ajutorul social. A, da, cu activități. Activitățile, doar dacă vreți să le citiți, vedeți că e un grafic. Da, cine se ocupă și referatul, da, da. Referatul de aprobare. La 3 de octombrie, proiectul aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care urmează să fie stați de către beneficiari de ajutor social în anul 2023. Domnule consilier, potrivit cu articolul 6, în anul 2 din legea sus amintită și ale articolului 28, în anul 1, din normele metodologice de aplicare a legii numărul 416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin hotărârea Guvernului numărul 50/2001 și notificările și completările ulterioare, pentru sumele acordate ca ajutor social, una dintre persoanele acte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar la solicitarea primarului acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Articolul 6, anotul 7 din legea numărul 416/2001 și articolul 28, anotul 2, litera A și alineatul 3 din normele metodologice de aplicare a legii sus menționate, stabilesc obligația primarului de a întocmi lunar un plan de acțiuni sau de lucrări de interes local care vor fi prestate de către judecătorii de ajutor social, plan care se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local și poate fi reactualizat pe parcursul anului. Având în vedere cele de mai sus, eu propun următorul proiect de hotărâre. Aici vreau să fie discutate și aici cu cine se ocupă de... Da, și nu, activitățile citițile, că sunt... sunt eu un grafic, dacă se rezumează. Da, da, da. E un grafic, cu doar vedeți. Aici, planul... Plan de acțiuni și lucrări de interes local, întocmit în punctate de prevedere articolul 679 din legea 416/2001 republicană. Întreținerea vizierii amplasate pe raza comunei, acțiuni și măsuri întreprinse, îndepărtarea restului de afișaje, întreținerea și obținerea a vizierilor. Termenizare permanent, vizierea legea 416, responsabil domnul Victor de Petre, inspector de protecție civilă.
întrecerea bazei sportive din pasturile și din satele cum a fost Ferenc și Borșan. Cosit iaba, curățat, șanțul de scurgere, reparații car, termen permanent, beneficiar tot legea 416, poliția locală. Întreținere zonă centrală Cămin Cultural 4 din Lăinic în Saruman. Îndepărtare de scurgetare a mărăcinișurilor, întreținerea gardurilor, plantare de arbuși și pom fructifieri, flori și altele. Termen de realizare permanent, tot legea 416. Aici se ocupă domnul primar Antoni Florin. Lucrări de întreținere a zonei adiacente școlilor, curățirea șanțurilor de scurgere a apei rezultate din ploi și zăpezi, îndepărtarea de vegetale a mărăcinișurilor, a gunoaielor, întreținerea apostamentelor, vopsirea și reparația gardurilor, tot beneficiarul de 14-416, se ocupă tot domnul viceprimar Antoni Florin. Lucrări de întreținere a apostamentului, îndepărtarea mărului și a altor resturi rămase pe lungime a rămas în aceste zone ca o mare scurgere a apei reziduale de precipitații. Întreținerea șanțului de scurgere a apei de pe raza comune, îndepărtarea resurselor vegetale a mărcinișurilor, gumailor, săpături manuale. Se ocupă de drum domnul viceprimar Antoni Florin. Alte activități și interes și utilitate publică. Aici avem asigurarea depozitelor de combustibil, solid, lemne, diferite activități de întreținere și reparații operaționale, de producerea unor fenomene naturale, ploi, torențiale, cu tremuri, inundații. Aici avem intervenții ocazionale. Se ocupă domnul Petre Mictor, de inspector protecției civilă. Întreținerea sezonului rece a drumurilor comunale, drețene și naționale de pe raza comunei. Aici avem îndepărtarea zăpezii prin mijloace mecanice și manuale, împrăștierea materialului de rafan. La intervenții ocazionale, se ocupă domnul Victorie Petre, inspector protecția civilă. Și cam atât a spus de tabelul. Dar vreau să vă spun lucrurile. Eu n-am înțeles ce la da. Deci e unul din doi. Dacă sunt doi, apoi doi să nu crezi, nu? Nu. Dați, hai să vă întreb. A spus o întrebare și vine ca să fie lămurită. Deci, numărul de zile se stabilește în funcție de pe care lucrați, numărul persoanelor care beneficiază dosar. Atenție! În dosar, dacă copilul este sub 7 ani, mama este scutită. Este treabă. Dacă are copilul sub 7 ani, mama este scutită. Rămâne să facă numai bărbat. De regulă, la o singură persoană sunt 9. Adică o zi, dacă îl ție 8 ore, noi ținem 8 ore, că o gravim cu pachet la ei, o gravim cu apă la ei și în jur, dar oricum, începe pe la 9.30, 10, până la 2.30 îi ținem, 3, cam asta e. Deci să spunem, să răspunem lucrurile pe mine. Pentru că, până la urmă, se poate. Acasă mai face, mai mult ce poate, dar acolo, pe mare, nu trebuie bani, nu poate. Bun. Deci, dacă sunt două persoane, au de făcut 18 ore, adică două zile și două ore. În funcție de numărul ăla. Deci, scutite sunt... A, și cei care au scutire medicală, de la medicul specialist, care are voie să facă efort. Sau alte boli pe altă natură. Să fie scutit medical. Deci, ce e un beneficiar? Noi, la ora actuală, avem, din 400 dosare care le aveam acum 3-4-5 ani de zile urmă, mai avem 167 de dosare, deci sub 50%. Au scăzut foarte mult dosarelor, datorită faptului că foarte mulți au ieșit la afară. Au ieșit la afară, au revenit, și-au pierdut dosarele, nu are revenit, dar oricum, suntem în scădere, 167 de persoane. Și vă puteam spune și numărul celor care sunt apți de muncă, adică care și nu i-am spus. Da, după cum bine observați, pe drumurile patriei noastre coțofănești, în fiecare zi o să vă izbiți de oameni, dacă vremea permite, adică nu plouă, nu linge, nu boade viscul și vântul, avem oameni la treabă. Că e la Borșan, că e la Coțofănești, că e la Tămășoaia, că e la Bârca, avem oameni de la treabă. Pentru că avem destule activități, începând la Teatru și Crăbacul meu de Pozitare, până la unul cu pârtie, avem... Uitați acum suntem la făcut curățenie după zăpada asta. Multă, puțină cât a fost, dar a trebuit să dăm ca să circule în siguranță. A dat cu antiderapantul ăla, a dat mai mult decât trebuie. Da. Că a rămas. S-a circulat în siguranță pe toate drumurile.
Am avut asfaltul negru, de ce să nu recunoaște? Am dat că nu, dar acum îl măturăm. Și ați văzut, am luat cu țopărăni, știu, și zilele astea de una asta, ne-am ocupat un șanț în partea aia, începând de la Cornel Furga, de la curs de urcați pe care lungul, în sus, pe mare președinte, și ne ducem până la scurgerea aia care dă la ghidul, la curba, la Cornel Toderica. Făcut șanț, pus tuburi, făcut treaba, că acolo totdeauna avem probleme cu apa, se ducea, venim viteză mare pe acea stradă, pe acea ulicioară, veneam cu viteză mare și trecea un gospodă acolo, la Rădure, la Românca și așa departe. Și acum am măturat tot Coțofănești, toate străzile, mai puțin, partea asta de la ADN, partea asta, mai puțin în strada de la Trif până la Punte la Aran, pe care urmează să o facem mâine sau nu. În rest avem tot, după care ne dăm partea la apă. Cu comitet am început și curățenia pe DN11, toaletarea pomilor, grevarea pe acelui arboret, acelui tufăriș, o mișcă spute, după care trece la vărânt și în interiorul pomilor. Deci avem foarte multe treabă. Și comitet, tot cu aceste activități, am avut la Tămășoaia. Tămășoaia mai avem de măturat de sus de la Ierimia, de la mătușa Ierimia, de sus, din vârful de anul, la Lidia, la Petru, avem până în capră și mai avem drumul spre Viorel, spre Ultroia și am măturat peste tot și mai avem puțin de făcut până la șosea, pe stânga și pe dreapta, partea de șanțuri, de greblat, de tăiat vegetația forestieră, ca să zic așa. Avem foarte multe activități cu ei, când se sparge conductele de țevi, de apă. Da? Cu ei săpăm, până vine ăla să-i întâlnă, cu ei săpăm, dăm din defecțiuni, chemăm pe aia autorizat și ne facem. Ceea ce trebuie făcut cu oamenii ăștia și nu numai ce am spus acolo, orice muncă necalificată. Adică, deci orice muncă necalificată. Adică, până la urmă, muncă de asta necalificată. Deci poți face orice. Poți să-i pun și la prășit, care tot muncă necalificată, nu este o calificare prășitoare. Șef. Bine, dar avem noi aici, dar îi punem la orice, până la urmă și sunt oameni. Nu doresc din mămâi, așa cum se spune grașul tunalul celor de la 416 și de acolo mai și frânguiesc. De acolo m-am îmbogățit eu. Ce să mă îmbogățesc? Că unii din ei e adevărat, unii au casă mai mari ca mine. E grașul meu. Băi, dar asta trebuie să facă fiscul, am aflat lui. Deocamdată legat se încadrează, nu are serviciu, nu are venit, asta e. Deci cu ei facem toate treburile, până la urmă sunt oameni, eu îi respect. Îi ajut, sunt alături de ei, pentru faptul că ne facem treaba cu ei. Eu mi-am pus dată întrebarea și vorbea cu domnul viceprimar și cu domnul ăsta. Dar dacă n-am avea noi de cei de la 416. Că n-am văzut niciun proprietar aproape și am să dau câteva exemple care sunt mai relevante sau elogvente, haideți, ca palpate. Păi singurul care mătură drumul aproape de fiecare zi, am o familie la Bârca, care a lucrat la domnul ex-viceprimar, la domnul de la Olimpia. Aia mătură în fiecare zi, ascultat. Șanțul și aia nu. Iar cel care la, din coace la societate comercială, merg la, că mă, la Coșocat. Din coace merg la Marin, pe partea asta, la altă, pe sate am câte două, trei exemple care vă trăiesc. Să vă vedea de bioram, de bărâi, bun. De ce nu ați scuzați pe asta. Aveți, în ales ce agenții economici, aveți o obligație mult mai mare să vă vedea ce iau până în. Deci, nu văd pe nimeni, nici să-și vorbească pomii, nici să-mi măture cum șanțul din fața proprietății, nici să-și repare gardul, mare gardul, nu prea am mai reparat noi pe la Bârca, pe la biserica. Dar nu văd pe nimeni. Și mă întreb cum ar arăta comuna asta dacă nu am avea pe ăștia de la ajutor social, de la 416, șoseaua ce să măture. Așa, nu mai spun că vărâim în fiecare an și că greblăm în fiecare an și mai intrăm și prin proprietățile oamenilor, unde nu mai locuiește nimeni pe toate gen Brătileanu, avem acum pe strada asta la mine aici, la Toma, acolo, la Gicu Suseanu, trebuie să intrăm pentru faptul că vecinii se plâng și pe bună dreptate, vin sobolanii, vin șerpi, vin tot felul de regioane în bălăriile alea, în dărâmăturile alea. Și trebuie să facem și lucrurile, cu ei facem toate lucrurile astea. Și
De asta vă spun că eu sunt mulțumit, chiar sunt mulțumit de aici. Mi-aș dori ca toată lumea să ai servicii, să câștige foarte bine, să fie cu o mână atmosferă, Doamne Ferenț. Dar, până una alta, îți mulțumim că avem și părăște și putem face treaba, că nu știu încă o dată, mă repet, nu știu cum arăta cu lumea, dacă nu avea acești oameni. Nu mai cum că să fim șanțuri cu ei. Avem fel de fel de activități pe care, cu siguranță, cetățenii noștri din ziua de azi nu mai fac. Unii din comoditate, unii din secret superior, unii din nepăsare, din și așa mai departe. Pot să-l cu lista continuă. Acum, v-am spus la general, de excepție. Considerați-vă excepție. De asta vă spun că cei de la 416 pentru noi sunt de ajutor și am făcut lucruri foarte bune cu ei. Uite, și când am făcut era un de sport de la mini teren de sport la Bâlca. Ne-a ajutat, ne-am finisat acolo la apostamentul ăla de la am dat iar, am dat, am dat. Adică, hai cu ce, astăzi, de exemplu, avem la școală la Bâlca, domnul director ne-a cerut la vorit. Am dat la vorit. Părintele la Borșan. Părintele la Borșan a cerut să fac curățenie în cimitire. S-a cumpărat și acolo. Pentru că am făcut curățenie și prin cimitire cu ei. Am scos, că lumea ia coloana și o încă în partea cealaltă. Și despre asta este vorba. Cu ei ne facem toate treburile și... Adevărat, nu aș dori să trăiesc din banii. Pentru că o suma cea mai mare și putul ăștia la 416. Pentru o familie cu două persoane, o persoană singură ia 142 de lei, adică 1.420.000 de lei. Plus că mai ia pachetul ăla, două pe an, să mai dă și ne dă acolo ce mai dă. Au copiii care alocați, nu mai ia suplimentul pe alocați. Da, eu mai înădez, se mai duc cu ziua, dreptul să arde și cu ziua. Două persoane iau undeva la 2 milioane și ceva. Cel mai mult care iau e undeva la 5 milioane, 6 milioane, care au 5-6 copii. Deci, vă dați seama, vă spui, 5-6 copii la masă cu părinții de copt, vor de rănit, nu au te descurc cu 5-6 milioane. Despre asta este vorba. Eu nu pot dată spun, aș dori ca toată lumea să mulțească. Mulți din ei chiar nu vor, eu le-am mai găsit locul de muncă, nu vor. S-au obișnuit așa. Asta-i treaba. Nu pot să eu plic, dar sunt și care lucrează. Sunt care lucrează. La Zărdoru. Uite, la Zărdoru, la Umbrălescu, s-a angajat pe camion, am discutat și eu. Și pe camion, șofer. Păi e bine. Mă, nene, spre 5 ani, că așa nu vreau să dă 100 de ani. Păi da. Și chiar nu vezi că zilul domn primar să merite, domnul Brălescu, cum să merite? Stai, du-te, băi, carte de muncă, belgi vechime, nu-i plăni, fără Dumnezeu, cum să nu? Da, adică, tu ne tot la unei din mâna să ne-am spus. Da, asta, unii s-au învățat. Da, trebuie până la urmă este tot, pâine ne facem treaba. Dacă dumneavoastră mai aveți ceva de întrebări privind acest subiect sau acest punct de ordinea de zi. Comisiile. Proiectul cred că vine aprobarea de membrări tot din pășunea comunală pentru amplasarea bazinului de apă din sat Tăbășoaia, comuna tot prin Bărcă. Ce despre proiectul de aprobare, la proiectul de aprobare, pentru investiția alimentare cu apă a satului Tăbășoaia este necesară amplasarea unui bazin de apă pe pășunea comunală și producerea acestuia în domeniul public al comunei Cosopănești. Pentru aceasta este necesară întâlnirea unei cărți funciare și este necesară dezmembrarea suprafeței de 1.046 metri pătrați din păcalul de 365-590 metri pătrați și semnarea actului autentic de dezmembrare la notarul public. Având în vedere documentația cadastrală numită de 10 euro ca SRL, Onești propune adoptarea hotărârii arătată mai sus în ședința ordinară din data de 8 februarie 2023. Avem și referatul de... Având în vedere investiția privind sistemul de alimentare cu apă din sat Tămășoara, comuna Cosopănești, se impune introducerea în domeniul public al comunei Cosopănești sub Baco, asupra peții de 1347 metri pătrați pentru bazinul de apă și drumul de acces, situat în Darlau 86, parțiala 1599, 1600, 1602, 1603, 1604, 1597, 1573, 1593, 1586, 1579, 1587, 1588,
În acest sens, se impune membrana suprafeții descrisă mai sus, la față de 36.150 m² pășune, înscris în cartea funciară numărul 60837/86, în parcela 1605, 1596, 1602, 1603, 1604, 1593, 1593, 1596, 1596, 1596, 1597, 1598, 1610, conform măsurătorul cadastral efectuate de persoana autorizată în două locuri. Locul 1 a avut suprafață de 1347 m² de pravean, este pravean în categoria de folosință pășune. Locul 2 a avut suprafață de 34.150 m², teren pravilan, este pravean în categoria de folosință pășune. Vă rugăm să întomiți prețul o trebuie privind de membrarea acestei suprafețe cu mandatat domnul Greul Ariu, care de primar al Comunei Coțofănești, pentru asemenea crede la notarul public. Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unui imobil teren. Primarul Comunei Coțofănești de sub Bacău, având în vedere referatul de aprobare a domnului primar Colariu Vărea, având în vedere raportul setat al domnului Moise Preta, consilier în cadrul Compartimentului de Agricol și Cadastru Funciar din strada numărul 821 din 15.02.2023, având în vedere prevederile articolul 7.2, articolul 879 din articolul 80 din Codul Civil aprobat prin legea numărul 27/2009, publicat cu modificările și completările ulterioare, articolul 25.2 din legea numărul 7/1996, publicată cu modificările și completările ulterioare, articolul 32, 133, 134, 135, ordin directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară numărul 700/7/2014, prin aprobarea regulamentului de avizare, recepte și înscriere în registrul de carte funciară. În temelul prevederilor articolul 129.2 de la C și articolul 196 din actul 1 de la A din ordonanța urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind codul administrativ, propune sensul 6 lucrarea de specialitate denumită plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezmembrare executată de 10 Eurocat SRL Onești. Se aprobă dezmembrarea imobilului, terenii extradinații, cu urmă, o să pănești la 86 parcele, 1605-1599. Nu mai repetați. Nu mai repetați. Da, mă, puterea s-a citit. Da, eu am să aduc câteva lămuriri. Este vorba de acest teren care face parte din pășunea comunală a satului Tămâșoaia, de capătul satului Tămâșoaia, partea stângă. Este vorba de drumul de acces pe pășune și de bazinul de înmagazinare a apei pe care îl luăm de jos din, din dreptul ciușmerii de la Tămâșoaia și am dus-o acolo sus prin pompare. Iar prin rețeaua de distribuție le elimina cetățenii înapoi. Vreau să spun că acest sistem funcționează foarte bine. Am avut probleme în timpul pentru că ne bazasem pe izoare. Izoarele nu mai sunt o sursă sigură. Așa cum nici fântânile nu mai sunt o sursă sigură, domnesc că 90% din fântânile ne funcționează și se cate. Da, acum nici nu prea le-am mai folosit atunci și de partea noastră de vină, nici le-am mai întreținut. Că dacă mai folosea, se mai prevenea izoare, dar asta e altă discuție. Ferească Dumnezeu să cadă un sistem de ăsta, să nu ai curență, nu mai bage, că o să umblăm cu bidoanele la gât după apă. Eu am fântână și acum o folosesc. Ce vreau să spun, acel teren este, este pășune. Fiind la categoria de folosință pășune, unde este amplasat drum și acel bazin cu zona de protecție, care e zona protecție sanitară, trebuie să fie autorizată. Trebuie autorizată din punct de vedere al DSF-ului, Poliția Sănătate Publică, și în punct de vedere a celor de la mediu. Deci, în anumite condiții. Și pentru lucrul ăsta, primul lucru, trebuie să fie terenul tău, dar trebuie să fie pe domeniul public și nu pe privat. Dar e domeniul privat. Și atunci, noi trebuie să trecem din un domeniu privat în domeniul public. Această suprafață de 1300 Am făcut toate reprezurile, a venit ca un inginer ca la SIS, am făcut toate măsurătorile. Acum, toată documentația este la domnul notar. Domnul notar așteptă în hotărârea consiliului, că este de acord cu această dezmembrare din trupul întregi de păsuri a acestei suprafețe, care este pentru interes public. Alimentare cu apă de interes public. Și domnul așteaptă cu chestia asta ca să facă dezmembrare și urmarea dezmembrării să putem să obținem avizele necesare pentru ceea ce vă spuneam, acest sistem de alimentare cu apă în satul
din satul Cămășoaia. Noi mai avem acolo și captarea, dar captarea este din Travizan. Dacă e din Travizan, nu se pune problema, deja acela este domeniul public. Deci captarea de jos la Ciunea din Travizan nu e problemă, și se problemă numai cu zona de magazinare, bazinul de magazinare, și trebuie o dorerea funcționată pentru această dezmembrare, ca să putem să dăm drum mai departe la autorizarea Este autorizat. Uite, acum, nu știu, este împrejmuit, puteți merge, nu știu, este împrejmuit, de jură în jur, avem doi, avem lumină electrică acolo, avem stâlp, un stâlp, avem auto-automat, avem pentru DSP-ul, avem de la direcția de DSP-ul, avem stație de culinare, acolo în Bobat, avem tot ce trebuie și pentru altfel nu. Apometru și la plecarea, la ieșirea. Faci de acum, eu n-am fost acolo. Aproape în parametri normale, poate cea mai bună. Deci întotdeauna analize de laborator le facem periodic. Nu putem lăsa așa. Are 40 de metri cub. Da. Oricum satisface nevoile satului de Mășoaia, avem aici mulți care poate să spună. Nu e un PM, întotdeauna a zis că nu dăie datul de la, până la urmă a venit el să ia. El avea apă foarte bună. Nu în perioada aia aveam probleme cu izvoarele. Și azi vă dau de la mine, împind. Da, bine, dar aici forajul nostru e la 170 de metri. 180 de metri. Emil era 25. La 60 aproape. La 60. I-am dat cu 100. Deci noi nu vom rămâne fără apă, doar 5 metri. Ce minune. Din ce minune și e bine. Au apă, chiar au apă, dar au apă și cei care sunt în amonte de conducta de distribuție, vine cu presiune pentru că este ambasată în deal. Avem separatoare de presiune, două separatoare. Avem separatoare de presiune, că avem cu... Altfel era presiune extra. Am spus așa, ca să știți în anul jurnal asta despre sistemul de alimentare. Dar nu vedeți pe proiect și... Ce-i făcut, e bun făcut. Domnul Ștefan cel Mare, eu primarul Romavă, îmi pot merge la Tămășoare să ia apă. Da, este foarte calitativ. Da. Vă spun la mod așa. Nu știu dacă ai chiar așa de... Aia de la pești e bună. Sau de la pești. Vă sfătuiesc că asta de la pești este cea mai... Cea mai prost din părere biologic. Nu de la pești. Biologic și bacteria. Bacteria. Asta de la pești. Aia de la pești am înțeles bine. Eu luam și îmi spune... E, să zic prima mea. Cea mai prost analiză la asta este. Nu, dar zic de aia de la pești. Nu, nu știu ce așa. Cea mai bună apă este și la cele două urci, la Bâlga. La Bâlga, da. Deci, de la astea și de fiecare dată le-am dus în locuri diferite și tot avem aceeași puritate are și același de rezultat. E cea mai bună. Aveți dreptate. Dar Bâlga, cele două bazine, la Cămincio, la Neapetus Andrei, au apărut. Da. Dacă mai sunt toate întrebări, comisia... Aveți favorabil în faza proiectului. Până la vor cine este pentru, se abține cineva împotrivă. Punctul 5, probleme diverse. Aici aș vrea și unul, doar. În urma hotărârii din 31 ianuarie, în urma hotărârii Consiliului Local, s-a dat o hotărâre în care persoanele juridice trebuie să plătească 93-96 pe lună, de salariat, la taxa de salarizare. Am mers prin comună, am luat legătura așa cu o parte din agenții pe care avem pe rază Comunei Cățofănești, toți sunt nemulțumiți. Și vreau să vă aduc la cunoștință nemulțumirea lor. Și mai sunt și persoanele care s-au stat de 10,30 lei pentru fiecare, care iar sunt nemulțumite, foarte multe persoane pe rază Comunei Cățofănești. Și vreau să vă aduc la cunoștință, poate putem relua procedura de voz, ne gândim altfel.
Am avut la cunoștința noastră și în ședința trecut, în științarea dată de domnul prefect, în care se scrie că plătești pentru cât arunci, dar nu s-a ținut cu ani. În lege de bănuță, în fiecare utilizator, nu s-a luat mașină. Așa. Și ar fi bine să le discutăm. Că e rău pentru a încuraja antreprenorii din comuna Cotopeni, nu pentru a le da în cap. Cred că nu mai avem nevoie mai mulți, de mai mulți asta social. Și așa, suferim de lucruri de mult în comuna Cotopeni. Și nu mi se pare normal să căutăm să facem mai multe cazuri sociale, adică de lipsă de lucruri de muncă. Da, când terminați, îmi spuneți, da? Deocamdată, puteți să nu dați răspunsul, dacă vreți, că am mai multe probleme să le... Nu, stați așa, nu punem ele la bolă. Vreau să punem lucrurile la normal, normal. Semnați acolo și la probleme de ce am zis. Așa, în rază, unei Cotopenești, nu și ca la Laura, reclamă că vă rogă de un an de zile, mai bine, da, să-i montați țeamă acolo așa, ca și cale de acces pentru magazin și vecinul dânsei. Așa. E foarte multă mizerie acolo la tubul din serie de sub, dacă vreți, am făcut și foto, vă pot arăta. Așa. Stănescu Ion, Stănescu Vasile, deci Ciprian și Marco, care zic că n-au tomberoane, dar plătesc bunoi. Nu mi se pare normal. Așa, Chifor Cosmin Beniamin, la fel a zis și el, n-are tomberoane. Gianina Codreanu, care are probleme în zona magazinului cu curățenia și iați, e impus să-și cumpere ea separat tomberon pentru gunoi și așa. Da. Deci este adevărat, da? Da. I-ați impus să facă curățenia din, la ea din, da, din, maga, din fața magazinului până undeva, da, la locul, da, și până sus la o rută. Da. Da. Bun. E Halcea Alexandrina, care deci, are... Aveți mai multe... Da, aș da, mai mult. Până să crea lecțiunul la acesta. Și unei săr să-mi, să-mi aduceți aminte, da, că am sărit vreo. Aș vrea să rezolvăm problema, dacă tot îi taxăm pe oameni pentru bunoi, să le și oferim ceva înainte să le cerem. Asta e părerea mea. Și mai am și după tămășoarea mea, cred. Da, în timp, eu nu-mi depășit. Da, nicio problemă. În timpul programului. Nici nu am azi depășit, deși în timpul liber mai fac și de asta. Foarte bine. De dacă nu știu, fă-mi atenție, mă veți. Da, bine. Nu v-am chemat să vreau dacă au venit băieți, au ridicat sarcii cu... așa, cu hârtie și plastic și mama naibică. Nu mi-a aruncat sacă acolo, am saci. Dar dacă le pun acolo, eu le selecționez, le selectez, nu dă sac, nu mi-l ia la, eu pun cu de aia negri. Și mi-l ia la bunuri. Eu degeaba muncesc acolo, spun hârtie de parte și nu-mi dă sacul. De ce? N-ați avut sac galben, dați? Sacul, am avut sac galben pe aia și nu mi-a dat. Și nu-i prima dată. Am rămas trei, noi am fost. Da, vă spun. Haideți să vă rezolvăm cu singurul lucru, pentru oameni, să vă spun dumneavoastră. Deci, acești saci noi luăm de la Bacăți, de la Abis. Da. Agenția de Votare, de când vă rezolvăm Bacăți. Aveți răbdare, că eu am înțeles. Da, clar. Bun. Nu mi s-au dat decât pentru o lună de zile. Aveți răbdare. Noi ce am făcut? Am căutat pe net societatea care produce sarcini de astea. Ca să nu mai avem această problemă pe care dumneavoastră o ridicați pe bună dreptate. Să cumpărăm cu bani de la familie și să dăm pe un an de zile, să le dăm la oameni 12, 13 saci. Să nu mai avem grijă de câte ori se colectează, să-i dau sac înapoi. El pui pe pubelă, el ia altcineva, el fură de acolo. De acolo rămâne un fără sac. Deci, imediat ce mi-apar saci, deja am dat pentru un an de zile zona șoselei, da, aici am dat, domnul consilier poate să confirme. Da. Și se rezolvă. Sperăm ca până în 10 martie să primim acești saci, că avem să dăm la toată lumea să ne rămână și nouă. Nu-i deci la toate comuna... E problema prețului. E problema că nu ți-l ia dacă e negru, bine așa... Am înțeles. Nu v-ați spus că am înțeles. Am înțeles esența problemele ridicate de dumneavoastră. Acum, haideți să trecem la probleme diverse. Deși eu consider un problem de actualitate din păstrări și taxe bucare. Am și spus de la început, în primul rând, nu e la persoane fizice, nu e 10,3, e 10,03. Ați greșit. E una 10,3 și una 10,03. Așa. 30 înseamnă 30 de bănuți, 0,3 înseamnă 3 bănuți. Da. Ce vreau să vă spun următorul lucru? La ureche și 10 lei.
Lăsați-mă. Dacă mă aveți ceva de spus, o să vă spun la toate... Am venit pușca în cărteatră, căutați foarte bine. Păi, dar ce dar bine să... Așa trebuie să faceți, trebuie să faceți transparență. Așa vă indică... Dumneavoastră, dacă trebuie să putem un dialog împreună, sau să nu mărim lucrurile. Tocmai de aia, păi, dar eu nu v-am corectat cât ați citit, dar dacă mai aveți și am dat doamna, o să le spunem ce până la punctul ăsta. Păi, haideți să înțeleagă lumea asta ceva. Nu ești în evidență, căutați... Dar nu vreau să ies în evidență, domnul primar. Da, da, spuneți. Dar nu știi că nu vreau să ies în evidență. Dumneavoastră ieșiți în evidență cu anumite discuții. Cu anumite amenințări pe care le faceți, cum omeliți public și așa. V-am amenințat și pe dumneavoastră? Pe dumneavoastră v-am amenințat? Și mi-a spus vineri în biroul la dumneavoastră, domnule. Da, dar am zis că postările... A fost o rușine ce a făcut cu mine, dar eu, bunul meu, simt, nu mi-a permis să dau curs ce a făcut dumneavoastră. Mine am plecat, liniștit și basa basa. Am făcut exact ce trebuie să fac. Ce se putea întâmpla dacă eram și eu unde la... Ce se putea? La fel ca dumneavoastră și ne certam așa și spuneți. Ce se putea? Tata domnului meu după molo. Veneam și la fel. Haideți să închidem subiectul. Da, nu contează. Ăsta e felul dumneavoastră, eu vi-l respect. Unul meu caracter nu mă lasă să facă așa. Da. E de discutat aici. Da. Ai văzut să spun impostele și taxele locale. Știți foarte bine că eu totdeauna am zis, mă, fraților, e ceva de spus, spuneți-o aici și nu spuneți afară, vă faceți campanii electorale și așa mai departe, să o dați un populist de asta ieftin. Legat de impozitele și taxe locale, am zis așa, sunt impozite și taxe locale în care primăria, vă spun acum, în care primăria nu investește nimic. Exemplu, la clădiri și la terenuri, intravila, extravila, noi nu investim nimic. Acolo nu s-a mărit decât cu rata de inflație, conform codului fiscal, cu 5,1%. Deci nu s-a mărit deloc. Deci 5,1% are peste tot. Bun. Dincoace, în taxele speciale, unde și noi plătim la rândul nostru, noi primăria plătim, putem să mergem la același preț, exact cum aș pune lui Emil, să dea pâinea cu mult bună de acum 2 ani de zile înainte de sculptire. Emil, poți să o dai? N-ai cum să o dai. Așa cum punea domnul viceprimar întâmplător de un sacul de crânțelele, de bobițe, de astea pentru câine. E 43 lei, 430 lei. De la 20. Păi, fraților, aici e o reacție în lanț care s-a întâmplat datorită și crizei economice, și scumpirii gazului și a energiei și așa mai departe. E un tăvălu care vine. Și pe care nu iartă pe nimeni. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Că acele taxe pe care s-a pomenit, că am văzut că s-a creat un adevărat jihad pe Facebook. Și bineînțeles, oamenii plătesc, care nu am auzit de ei, dar am văzut că poartă marca la USR. A început să mă facă fur de toate, fac de toate. Am vândut pădure, am luat galbene la toată populația din etnie română, la cei la 416. Ce n-am făcut? Scriminalul numărul 1 al României. Urmează să mai spun că am făcut și o crimă. Dar urmează. Până, am furat fonduri europene, am... Deci știți că ăștia plătiți, marca USR. Așa. Care... Bă, da, n-am auzit niciodată de unii, iar cu unii de albii s-au obișnuit de ani de zile, s-au votat cu un grup pe altul. Și acum a dat stânga și dreapta. Ceva urât juridic, nu și ce este, și niște oameni pentru care eu... Cum să vă spun? Nu răspund pentru că nu vreau să intru în pocina lor, în terciul lor. Adică un terci. Și vreo 5-6 persoane care își dau like-uri între ei. Nici mă uită, știi să-și dau între ei, trebuie să le aduc aminte. Mai mult de atât, am acces pe grupurile astea lor, dar nu pot citi ce postează rău. Semnate le văd pe toate, cu telefon. Bun, deci m-am primit, dar nu pot să citesc. Nu pot să citesc ce scrie rău despre mine, dar citesc la altă parte a videoclipului să-mi informe. Ce vreau să vă spun? Vreau să-ți spun doar atâta. Că, în ce privește salubrizarea, că aici doar cel mai mult, și, dar hai să o iau cu celelalte. Singura tasă care am venit și are dreptate, deci raportarea ce aveam acum, am făcut la iluminatul public, în loc de 20 de lei, cu 30 de lei. Iar eu vin, ne-am luat și solicitat și eu vin cu un dosar. Scos de la doamna contabilă, cu ordine de plată cu care am plătit la bancă, uitați-vă, și pe lui, începând din octombrie, când am început să mărească energia. Eu plăteam 2-3 milioane, acum plătesc 8 acasă. Am plătit 7, 8, 9. Deci s-a scumpit peste tot.
Noi plătim energia asta, care și vreau să vă spun că în luni, anul, în 2020, când nu se scumpise din toamna, în octombrie, așa, vreau să vă spun că am plătit, am avut de încasat în 2020, de la oameni, cu cei 20 de ani, am avut de încasat 221.910.000 lei, nu, am, pardon, am încasat. S-au încasat, 221, adică domnul profesor. Așa, iar plăți efectuate am făcut 1.586.970 de lei. Deci de cât? Puneți dumneavoastră cât plătește cetățeanul, dacă plătește, acum am făcut un calcul cu 30 de lei. Dar acum am 4 luni, dar am luat 4 luni ultime, de când a început să crească. Și am aici, vă dau dosar până am început, de l-am pregătit. Dar nu de la început. Bun. Doamna contabilă așa. Doamna contabilă, mă invitați dumneavoastră. Ce mi-a zis bine? Vă invit să mergeți să vedeți, da? Da. Și mă, da, păi, da, doamna contabilă, nu vă făcut doamna contabilă în 10 minute. Nu, că vezi că au trebuit unii de plasă în octombrie, îți are alte o... Îmi permite să vă dau și replica? Da, nu mai vrea ce replica. Nu? Păi, așa sunteți. Da. Așa. Nu, eu știu să respect pe cel care vorbește. Așa. Eu v-am respectat că n-ați zis. Așa. În 4 luni de zile, în octombrie, noiembrie, aici cine vrea îmi dau structură. În 4 luni de zile, octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie, am plătit 551 de milioane de lei. Lăsând o parte mentenanță. Mentenanță ce înseamnă? Că dacă se abre becurile pe unul, vin odată pe... cam de regulă, odată la unul, unul și ceva, vine și verifică, depinde că o se strică. Așa, mai montăm câte o lampă, mai se strică un punct de aprindere că sunt automate, deci fără mentenanță. Și a făcut un calcul, noi, cetățenii, gospodăriile din sat care sunt 1.286 plătitoare, dar care nu plătesc toate, adică toate sunt puse la plată, dar nu plătesc tot, că tu vezi ce vrei de eu. Bun, plătim 12% dacă ar plăti toți, cei 300 de... Deci anul ăsta am făcut un calcul, ne vine pe lună 130 de milioane numai plata consumului de iluminat public fără mentenanță. Și cu mentenanța vine la 2,2 miliarde de lei. Din care noi luăm de la cetățeni prin taxă specială, luăm 30 de lei, luăm 12%. Deci din 2 miliarde 200, că face dumneavoastră împărțirea, dacă este milioane, înseamnă 12%. Restul se plătește la primărie. Deci, restul se plătește la primărie. Și a zis, da, la 200 de lei, 300 era 50%, acolo avem primărie de tot. Bun, păi ca să plătească, 2200 de gospodării să ajunge la blocul de 3 miliarde, dar plătească fiecare gospodărie 2 milioane pe an. Deci, așa e, așa două de lucruri. Să vadă, Nu, dar nu, eu am așteptat, nu am acțiune, nu consider, să fie mai mulți cetățeni, chiar dacă e bucurat, să fie ca să înțeleagă ca să vadă că nu plătesc decât 12%. La prima strigare, ea, așa cum a spus domnul, și nu pot să zic că aveam 200 și am văzut, s-a vrut cu 5 lei, că aveai cu 10 lei. Bun. Să încheie. Deci, asta e. Rețineți și verificați 2,2 miliarde, dacă o fi, spun, grosolor, o fi la deală 200 de milioane, la vale, eu vă spun, am estimat. Dar mai puțin de 2 miliarde nu. Și noi plătim 300 de milioane. Deci vă spun cu mâna pe care, cine vrea să le ia, îmi dau fără nicio problemă, fără nicio rețineri. Dacă nu, aceste cifre nu sunt concludente, îmi dau voie să meargă unui vrea să mă bată și cu dosar local. Deci, verifică. Și bani închetați, vreau acolo. Deci am încheiat cu aia. Am mărit cu 50%, da, recunosc, am mărit cu 50%, în loc 20 de lei, am pus 30 de lei, dar vin și în acelea și reiterez și subliniez. Că cetățeanul, gospodăria, nu-mi place ce fiecare cetățean, la 5 caz, puteți 5 taxe iluminate. E gospodărie. Plătește 12% de acest iluminat public. Nu mai spun că schimbăm becuri și o lampă, 4-6 milioane de lei, că să mai duc un fir, că... Asta nu mai e trece. Bun. E în mentenanță, care calculă. Deci 12% plătește. Deci rețineți. Domnilor, care o să urmăriți și o să vizionați această ședință și vă spun cu mână pe suflet că eu n-am tăiat și, doamnă, puteți să confirmați și dumneavoastră dacă v-am cerut vreodată să tăiați ceva sau vă am dat de-al dumneavoastră, ca și Sami s-a spus și pe rețelele socializare, că eu comand ce să dați și ce să nu dați. Ce vreți să tăiați și unde să nu tăiați.
Eu n-am timp să vizionez materialul dumneavoastră cu ședință, niciodată nu am văzut. Așa, și prin urmare, o minciună cap-coadă, scurtată. Marca USR. Deci, am spus, am să rămânem întreaga și cu taxa de PSI. De, așa. E taxa de PSI, tot așa se plătește cu gospodărie. Era 10 lei de gospodărie. Și am pus-o 15 lei, nu pus 5 lei. Și am pus-o 15 lei. Trebuie bine. Domnule, mi-ar dreptate. Deci, e zarul ce? Da, 50% la 100 lei. Nu pot că era 50%. Dar dumneavoastră știți că noi din taxa asta PSI plătim pompierii aia care vin și ne stingem noi incendiile de miriște. Și numai câte incendii de miriște am avut. Asta toamnă și primăvara. Așteptați că vine. Și nu, nu o să ne ocolească. Să dea Dumnezeu să ne ocolească. Dar avem case care au fost incendiate. Și ultima vă dau gem de la Borșane. Pleta. Pe care am făcut-o de sus până în jos. Așa. Și în care cel mai mare ajutor de urgență pe care l-ați votat dumneavoastră în hotărârea Consiliului Local de la propunerea mea, este de 4.000 de lei. Deci 40 de milioane nu putea să facă el casa aia, să nu ți-o fără. Și dacă ai, am adpus și cât adunăm la PSI, să vedem dacă ne adunăm la contabil aici, face socoteală, la 1.200 de gospodării, cu 15 lei, vine 130 de milioane. Dacă ai numai 3 cazuri, sau dacă ți-am la 7-8 incendii, s-au dus banii. S-au dus. Deci eu nu văd. Se plătește totul. N-am pus taxă nicăieri noi. M-am pus o taxă la comunie, dar de comunie n-am să comună toți. Deci astea sunt comunați toți. Am 10 comunii, 20 într-un an, 10, 15, 20 comunii. Deci, niște taxe de astea care... V-am spus, e bine că este sterilizat, e bine că se vor uita oamenii, vreau să știu ce se uită oamenii, să vadă cum nu tăia nici materialul, să vadă argumentația mea. Dacă stă în picioare sau dacă nu stă în picioare. Deci despre asta este vorba cele două taxe. Dacă mai avem o taxă care e nerămurită, nu se vă citem. Acum trecem la taxa salubrizare. Băi, oamenii buni, taxa de sărbătoare. Nu, nu e așa. Dar taxa de salubrizare este următoarea. De prima dată știți că am zis că nu votăm cu modul lor de calcul, pentru că este greșit. Este adevărat sau nu este adevărat? Să audă și auditorul care va viziona această ședință a Consiliului Local. Mi s-a pus în vedere că în cazul în care nu vom mai, nu vor ridica gunoaiele după raza pomului. Și la ultima dată eu am recunosc eu responsabil. Am zis, consilierii la PSD se votează pentru faptul că rămân gunoaiele ridicate și pățim ca la sectorul 1, doamna Cotida Arman, a ajuns de a adus și șobolane, și șoarece, și veverițe, a ajuns în centrul sectorului, în cel mai frumos sector al capitalei. Și am zis, să evit chestia asta, îi votăm acum, dar nu eram de acord persoane juridice. Nu, dar persoane fizice nu le trag nimic. E 10,3 și o să vă demonstrez de ce. Și am zis să votăm atunci. Cu chestiunea și la, să o să revenim la taxa pe agenții comune. Acum, agenții comune își fărează comunii poțumane, nu sunt decât 23. Cu tot cu școli, cu poliție, cu cele două dispensare, uman și veterinar, cu ce? Cu poștă. Și nu știu dacă am scăpat ceva. Bun. 23. Deci odată avem 4 școli. A, și că nu. Deci avem 7 puțină agenții comune. Dar ce vreau să menționez, pentru că am și aici un memor, vreau să menționez că la toți agenții publici care au venit, sunteți aici în sală, nu le s-a luat niciun ban pe taxă de salubrizare. Li s-au eliberat fără nicio condiționare autorizația de funcționare. Și am și menționat că nu le-am spus la fete, ce puțin mai mult. Nu ridicăm, nu luăm taxe sau salubrizare, pentru că mi se pare că e scump și vreau să reglementez niște lucruri. Încă o dată mă repet, dar la agenție comunice. Prin urmare, nu știu dacă Emil a luat autorizația funcționare. Da. Și a pus în condiție ceva de salubrizare, nu se pune. Nici nu am transmis acele note de impune. Se numesc altfel, dar la fel. Deci noi avem obligația să le transmitem la agenții economici, cel puțin.
Da, trebuia să mă științai cât au de cred. La... Iluminat, așa. Bun. Ei, am avut, pentru că, oricum, nu că ați zicat la unele diverse, vreau să spunem, dar eu mă așteptam să vină mai multe lume, chiar să fie o dezbatere. Dar mă rog sincer, fără nicio o idee de a ironiza sau chiar vreau să vină lume, să știe, ca să audă din gura mea ceea ce spun. Pentru că ce l-a spus, transmiterea dumneavoastră a fost total mincinoasă și nefundamentată. Bun. Am avut o discuție pentru că am văzut unde. Și am și aici o notă de fundamentat și vă dau pe cine vreau să o ia și vă dau și la cei care consiliu local în parte, inclusiv pe la Bermăniști. Tatăl și pe la Bătești. Am avut o discuție cu cel că unde a fost greșeala. Eu am gândit că este o greșeală. Pentru că ajusese la numărul 6 de lei pe persoană la persoană juridice. Și am gândit, e o greșeală. Nu v-ați zis niciun ban la agenție economică, e o greșeală. Nu se poate, este numărul. Pentru că mai ales vă spun o chestiune. Școala, să vă dau un exemplu, școala are 44 de cadre didactice, deci de angajați. Poartă, și cu Anton Silviu, tot așa. Ei, la 44 de angajați, mă înțeleg cu suma aia care iată, se plătea să fie 450 de milioane. Doamne, păcatele mele, eu am un sfert din bugetul școlar, la școală. Deci, am observat că undeva important este să vezi și să repari ceea ce este necorect. Și am zis, nu e bine, este prea mult și pentru acest economic de rând, ăla cu un angajat sau fără niciun angajat, cu IEI-ul și pentru școală și pentru poștă și pentru și așa mai departe. Și m-am dus și am discutat cu cei de la un peste. Ce mi-au spus? De ce spune în adresă? Și vă dau adresă. V-am spus, să-ți blindat cu tot ce vreți dumneavoastră, să n-ar au considerat că din tax, din cantitatea de glumă de-a noastră, care era de 540 de tone, 25% ar fi produsă de agenții economice. Și atunci a trebuit să ne raportăm la 25% din 540 și venea undeva vreo 100 de ani, și de asta e și taxa asta așa mare. Bun, m-am uitat și la Căiuța. Acum ce îndemnul e păcat. Căiuța dă cu aproape 1500 locuitori mai mulți decât noi, dă cu noi foarte puțin peste noi. Ce face cu el? Plus, abana, treaba lor. Fiecare jucătorie. Deci la... Așa. La Căiuț. Căiuț o dă 620 de toni. De la Căiuț. O să vă dați Căiuț. Așa. Are 3550 de persoane fizice, adică de plătitor și agenții economice are 35. Tot așa, cu școli, cu tot ce mai are. Și are 270 de angajați. Noi are undeva la 90 și ceva. Deci, ei plătesc și noi venim cu 540 de tone. 1500 de locuitori mai puțin și la agenții economici mult mai puțin decât ei. Bun. Și atunci am dus la cei de la ADIS și m-am dus la cei la OMPRI și nu, ceva nu e regulă. Agenții economici nu dă 25% din cantitate. N-ai bani. Pentru că calculele care au făcut el 95%, am spus, înțeles că erau corecte. Și sunt corecte și nu. Dar numai că era la cantitatea care trebuie. Pentru că vă arăt la Buciun și Buciunul îmbrădește, uitați, luați-vă cine vreți să luați, Buciunul îmbrădește pe agent economic, nu mai este pe persoane, 9.880.000 de lei. În real, nu este scris. Este semnătura la Buciunul, a Consiliului Local, o tărăște. Nu mai spun de Dofteana, care e cu 14.000 de lei de la persoană juridică. Dincolo e 14 lei la fizică. Stați, că o să plec în ele și pe restul de toate. Bun, și am zis, doamne, nu se poate. Eu mai mult de 10% nu le trec la agenție economice. Dar acum am venit și vă spun dumneavoastră cât am plătit noi în trecut la bun mai. Și cifră exactă, puteți să o căutați. Așa. Anul trecut am plătit la bun mai. Am 2020, dar nu le mai înțeleg. 2020, în castări, taxă salubritate. Deci ce am încasat de la populație? Și de la agenție economică. La 185.617.000. Deci, încă o dată, repet. 185.617.000. Normal că să încasăm undeva la 200 ceva, dacă plătea toată lumea. Ei, știți cât am plătit noi pentru ridicarea gunoiului? Cu tot cu tata la Europa de Gunoi, la Eposul, pe care v-am spus. Am plătit la Gunoi
3.527.240.000. Deci care este valoarea? Unde suntem la diferență de... de... 3.5 cu 1.7 miliarde. Deci 1,7 miliarde au fost plătiți din bugetul primăriei comunei Cotsu Fanici. Așa nu am plătit și acum 2 ani, 5-6 de milioane. Pe care știți ce ați dat dumneavoastră. Și unde credeți dumneavoastră? Nici cu taxele astea care le punem noi acum, nu acoperim nici de data asta. Și iar o să o parte din domnul consilier, o să spună, cum ai subvenționă, vezi subvenționă, că nu mai ridică numărul. Oamenii s-a scumpit peste tot. Pâinea, mălaiul, ciorapul, becul, tot ce vrei. Nici ăștia nu fac muncă voluntar. Eu nu sunt cel care rețin partea lor. Departe de mine de unul ăsta. Noi suntem un intermediat, în mine mi-a fost foarte bine să plătească fiecare cât aruncă. Nu se poate. Că trebuie să ai cântat pe mașină și pe. Nu se poate. Și atunci ar fi fost bine să fie încasat acest gunoi pe chitanțele bune cei de la Romprest. Nu primăria. Noi suntem un intermediar. Luăm bani și dacă nu le adunăm, trebuie să-i dăm în totalitate. Și nu e corect. Păi, domnul consilier, e foarte bine ce spuneți, că dacă vreau curte de domnul mai așa, spune, bă, stai mă, frate, dar de voi ce plătiți bune? Eu împărțiți voi și o să vă demonstrez că vă duc la un consil local care plătește, are sume ca să acoperi toată cheltuiala. Deci nu e corect. Și dacă împărțeam, nici aia nu 6 de lei la agentul economic nu acoperea, dar nici ăștia 10 lei nu acoperă la persoană fizică. Faceți calcul. E simplu. Diferența de 1,7 miliarde de lei. Este palpabil, se poate vedea în contabilitate. Nu e. Am dosar aici. Asta e cel puțin pentru... Nu, asta e pentru iluminatul. Da, da. Asta e iluminatul. Dar scoți pentru contabilitate. N-am nimic de ascuns. Dar vreau să vă spun că aceste acte nu se scoate, nu se pot scoate din dosare în 5 minute, 10 minute, când vreți dumneavoastră. Durează. Dar nu se crede că cineva le măsurește. Că n-ai văzut în documentele în bancă cu care plătiți sau facturile care le numește. Deci, despre asta este vorba. Iar acum, pentru ședința următoare, era cu reajustarea taxei, încă o dată mă repet, pe persoane juridice. Și am venit așa, propunerea mea este acum și era bine de la toată lumea, era o dezbatere publică. Dar încă o dată, ținând cont de cât plătim noi primăria și cât în casă. Deci că să mai puțin cu 1,7 miliarde. Bun. Și așa va fi cea. O să facem un cal. Mai mult cifră de asta. Mai mult. Și de asta vă spun că, domnule, și mai atenție. Eu sunt primar de atâtea mandate. Niciodată n-am mers pe chestia de a jupui oamenii. Nu de aici se îmbogățește până cu cifrele. Dar, specific și nuanțez, că acești bani nu rămâne o centimă în bugetul local. Că toți se duc la Compres și Avis. Deci noi suntem intermediarul, luăm bani și dăm bani. Numai că luăm mai puțin și trebuie să dăm, că trebuie să dăm. Deci nu avem nicio bucurie bani, ne facem dușman. Dar eu, un primar care sunt de atâta timp, și anterior, dacă sunt sănătos, slavă Domnului, doresc la toată lumea celor, să candidez în 2000, pentru că am de cel mai rușine să mă uită urma. În 2024. Nu mi-a fi crăpat eu bradul de rușine să mă urmă la omul ăla să știu că l-am pus să plătească 2 milioane sau 3 milioane sau 4 milioane pe nedrept, pentru că și iau bani. Ce să fac? Că nu rămân în primărie, nu pot să fac nici drumul cu ei, nu pot să... nici să fug cu ei cu ghilimele de rigoare, că se duc acolo. Că așa a spus, că fură prima de bani și fondul european de afară. Bă, fraților, eu ai zis, bun la mine, că tu ai cu fondul european monitorizat, e cu la cu bibutelia că nu încin sunt. Așa. Deci nu-i vezi bani. Băi, fraților, deci, atâta răutate și atâta pornire. Eu aș fi vrut, da, domnule, de la corpul de zbatere publică. Dau și-o dintre. Da, nu, sigur că da. Sunt două oameni și o să le spun această motivație și acest fundament al taxei pe salubrizat. Luna viitoare va fi votul pe taxă, pe reajustarea taxei de salubrizare la agenții economici. Mă repet, acum, ca să vin și să întăresc pusele mele, eu fiecare, de unde am adunat, că n-am adunat de la toți județul meu, chipuiți-mă, că nu... Aici am notări fundamentale pe tot ce am spus eu înainte, așa, și la ședința care urmează a fi, am venit cu următoarea propunere. M-am spus încă o dată. De departe nu acoperă
cu gunoiul care îl ridicăm. Și dacă ați văzut, noi am început să colectăm selectiv. Și ce facem acum? Nu mai mergem la fel până la cetățeanul. Tot ce se umple în țarcurile alea, și în alea mari, în pupierele mari, mergem cu cei de la ajutor social, le scoatem dopurile, le cutim și le băgăm în saci, că la noi se ridică odată pe urmă și ducem noi ca să mărim calitatea gunoiului. Ca să nu zic că mai bine înapoi taxa, să se mai ridice la anul. Adică în funcție de cât gunoi selectiv dai mai mult, cu atât mai taxa baci. Posibil frumos de așa apoi, dar nu cred. Nu cred, nu, n-am, am speranță aici. Și adunăm noi. Într-adevăr, se vede rezultatul, se vede. Am adunat într-o lună de zile cu 100 și ceva de sari, ceea ce anul trecut, aproape în jumătate de an, am adunat 100 de sari. Tot în ședința următoare, să spun exact. Se spune, lună sunt de vaș. Lună de vaș. Bun. Deci, am venit cu propunerea că asta e ce văd eu acum, nu pe departe, încă o dată, să acopere cât de cât, nici măcar undeva doar 30%, nu știu, dar procentul, dar să acopere din ceea ce vrem plătim noi, că pe luăm preșa. Am uitat aici, din banii de 3 miliarde aceste, plătim la plata, la taxa de EcoSud, 1.210.000 de lei, care se puși tot în taxa de EcoSud. Și există un mod de cap. Cine este interesat? Și să vedeți, uite, avem la Căieciu secretarul foarte instanță, ăștia, chiar de statul, mergem la felicitări, în care vine exact ca la tablă la matematică, că exercițiu. Și exact cum se calculează. Da. Și nu mai acolo, dar am noi. Așa am făcut și noi. Da, foarte bine. L-am calculat și eu și de-aia am și vorbit. Păi da. Dar am zis că mai duc la un expert contabil, că nu cumva să fie o greșeală. De-aia. Nu. Știi, domnul Florin, că ne-am dus la șară. Uitați, luăm primăria Dofteana. Și Maria Dofteana, uitați, hotărârea primăriei Dofteana. Din data de 27 decembrie, ca în toate sau prima dată în 27, știți că noi ne-am votat și am votat în ianuarie. Și am și spus că revin cu mine. Bun, și uite, vă scrie numai, că ne vin pe așa. Taxă de sărăbrizare pentru persoane fizice. 144 de lei pe an. Am întorcit la 12 luni și a reieșit 12 lei. Deci pe un cadru cu Dofteana e pe acum. Nu e așa. Bun. La persoane juridice a pus așa, între 1 și 5 angajați, 14.170.000 de lei pe an. Verificați să vedeți ca să nu vedeți că nu. Nu, mi-i spuneți în căiuță dacă vreți să verificați. Da, nu, n-am ajuns la căiuță, stați așa. Acolo eu vreau să fac. Bun. Hai să mă iau cu ce mă pun în care mai mic. Eu mă uit la vecini, nu mă uit la aia de departe. Bună, dar toată lumea aceea spațiu, dar tu, aceea nășupă. Bun. Bun, și etalonul vreau să mai mergem atâta. Eu zic să nu mai mergem. Păi, dar hai să ne orientăm unde e mai ieftin. Să tragem cotul, dacă la căruță e mai ieftin, unde e mai ieftin. Dar eu știu că majoritatea are mai mare dreptate decât minoritatea. Așa am învățat eu, că e democratic. Nu știu cum ne-ați învățat dreptate politică. Așa. Primăria Buciu. Primăria Buciu, ea, într-adevăr, la persoană fizică, că eu nu trebuie să vin, ia 8,16 lei de persoană. Noi luăm 10 minute, diferență de un leu și așa. Și la persoane juridice, în funcție de cât dă, între 0,5 și 1 metru cub, așa e hotărâre aici, ia 820 de lei pe lună, ceea ce reiese o taxă de 9.840.000 de an. Iar la noi așa undeva aproape de 11 milioane. Nu, se lea de 11 milioane. Se lea cu cât? 11, da. Cu 20 ceva, 30. Pentru că de economic înseamnă ceva. Ai pui la ei n-au... Bine, domnule, era 12, vreți să fie 12, era 12. Nu, nu. Hai, da. Vorbim cu sume exacte, așa se face în matematică. Da. E suma exactă, nu? Eu nu sunt profesor de matematică, dar dumneavoastră aveți pretenții să fiu profesor de matematică. Nu, eu am să am pretenții. Eu am pretenții să calculăm cald în matematică. Domnule, reușește ceva. Da. Mulțumesc, la fel. Nu la fel, nu la fel. Mie nu la fel. Asta e pe legat. Asta e la fel. Primăria Căiuț, din care ați fără dumneavoastră foarte interesat. Și urechești. La Primăria Căiuț, la urechești ar putea să nu am, dar... Vă zic că da. Nu, între. Nu, eu vreau să merg pe datele mele. Corect, da. Oamenii au încredere în ce reprezintă, e în regulă. Dar eu pe ce prezintă, chiar nu. Primăria Căiți, persoană fizică, 1,55 de lei, persoană, la persoană fizică. Deci noi avem diferență de 1,50. Să spună domnul profesor matematic.
La persoane juridice, 36,80 lei de persoană. Deci nu am mai, nu ai pus la noi până o să-mi dă spune. Așa, de angajat, bravo. De angajat și am făcut calcul pentru un angajat, dacă e singur, are firmă, plătește 4.420.000 pe an. Am, e bine? E bine, da? E bine. Bun. Mai acum la dumneavoastră, stați. Păi de la 400 și ceva, domnul, la 1000 și ceva, de la 1100 și ceva, este încă o dată și 50% pe dreptul. Bă, mai înainte că și mea să reapărta la ceva de bani, ai răbdare să... Ai răbdare să termin, pe dreapta a fost o ajustări. Și eu n-am spus că nu e definitivă. Domnul primar, dacă nu mă urcați pe care, pe care, datorită dumneavoastră, face ședința să se ajustează prețul la agenție economică. Stați cu mine. Dar de ce nu ați ieșit? Nu vă aruncați acest lucru, domnul primar. Gata, încheiem discuția. Da, v-ați mai ascultă și alții. Bun. La primăria Dărnunești. Primăria Dărnunești are cu două ridicări, aici e altă modalitate de calcul. Oricum este mult peste noi. Are 1052 de lei, să vedem dacă persoană fizică. Îți cu mult peste noi, erau și statul de oraș, oricum nu intru în amănunte, cu două ridicări, cu trei ridicări, cu patru ridicări, nimeni. Oricum îți peste mai cu mult. La ăsta, la agenții economici, undeva la 15.780.000, nu. E mai complicată chestiunea aici, dar nu. Am mers la primărie la Ștefan cel Mare și la persoane fizice are 8,16, la persoane juridice 16,38 de persoane. Ceea ce se că dacă are un angajat, doi angajați, undeva tot în jur de 4 milioane. Pe acum se numește, nu sunt oameni. Deci, v-am dat câteva exemple în care, da, într-adevăr suntem noi și noi peste unii, dar și unii sunt peste noi, ca și aia. Am dat și pare seacă. La Valea Seacă, la persoane juridice, 8,58, aproape 9, de 8,58, și la persoane juridice, au luat la, în funcție de numărul de persoane, și ajunge la 4.430.000 de lei pe an de persoană. Așa, acum, la număr, Buciu nu s-a făcut 80 cu ajunge 10, da, Buciu mai ajunge ca la lumea ta. Da, cu diferența de vreo 2 milioane. Bun. Acum, noi ce am spus, de asta am și spus, de asta nici nu am încasat niciun ban de la nimeni. Se poate verifica și întrebați orice agent economic, că e un lucru în bani pe salariul sau dacă i-am zis în pentru că știam că de la ajustat, că undeva scârție, nu e regulă. Deși dacă ar fi să o luăm pe lege, pe mod de calcul, acolo ce ne-am pus noi prețul. Dar asta bun. Noi am venit cu această propunere pentru Coțofanești. La persoane fizice rămâne 0,03, 10 lei. Așa? 10,30. Nu-i 10.03, domnul primar. Urmați să vă aduc la cunoștință. 10,30. Așa, îmi cer o scuză. 10,30. Ar fi bine să vorbiți pe în fața camerei de la BD să rectific. Urma, la urmă să vă atrag atenție. Da, foarte bine. Și eu n-am vrut să vă înțeleg. Și eu dumneavoastră mi-ați ajutat și eu mi-a spus ceea ce spun de greșeală. Vă rog frumos să vă ascult. Și mă bucur încă o dată ca să mă audă cetățenii și pe mine, numai pe dumneavoastră, că datorită problemei pe care am ridicat-o, se va rediscuta problema taxei de salubritate. Este o minciună totală. Nu este o minciună totală. Am arătat și în ședința trecută hârtia asta de la domnul prefect, care avea încălzarea de la... Gata, și chem. Este o minciună totală și încă o dată am spus că n-am încasat niciun leu pentru faptul că... Nu ați încasat, ați văzut ce s-a întâmplat. Păi nu mai spuneți. Nu mai spuneți. Vorbim cu bază de unul, că nu aveți niciun mers, că uitați fără dragă. De dovadă că nu vă urma nimeni aici. Cum? De dovadă că nu vă urma nimeni aici. M-au trimis pe mine să vorbesc pe între mulți. Hai, nu ați dimineață. De cuvântul dumneavoastră. Da. Vă pot atras emisii o dată, nu vreau să vedeți cine. Că n-am mai vrut să vedeți. Ia recurgeți la anumite chestii. Hai, da. Bă, n-a revăzut. Așa, și am venit cu propunerea 10,030, așa. Așa. Noi, și la persoane juridice între 0, adică între 0, 1 și 5 angajați, cu 443 de lei pe an, deci 4.430, peste 6 angajați, 798, 7.110 pe an, peste 20 de angajați, 4.000 de lei de an, adică 40.000 de lei de an,
și peste 40 de angajați, 112 milioane pe an. Aici am ținut fond de școli, pentru că școlile depășește 40. Nu avem noi agenții economici de asemenea anvergură, mult decât școala. Cum să ai poți angaja. În cazul care se unul cu angajați mai mult, asta va fi propunerea pe care îl voi face la ședința din luna martie, cu amendamentul și cu precizarea că nu acoperim decât aproximativ 30% din ce vom plăti noi către Rompreste, Ecosud și Adis. Avem și cotizația la Adis care o plătim, care e de 50 milioane pe lună, în care dumneavoastră asta spune, nu am să cotizația 50 milioane. Deci sunt o groază de plăți. Prin urmare, nu să nu-și aloce nimeni în meritul că datorită mie se modifică cuantul la salarizare, pentru că e o minciună fruntată și grosolană. Nu vă faceți, nu vă încălcați pe calul ăla, n-ați reușit. Așa. Nu reușiți să prindeți teren. N-am ce să prindem, domnule. N-am unde prindem. Vreau să-ți prins. Vreau să-ți prins un start de campanie mai repejor decât trebuie. Așa vă se pare, un an și 7 luni. Mai sunt mai un an și 7 luni și zic că e prematur. Să umblați cu acele asemenea mări și lep pe care îi plătiți oamenii. Să scrie asemenea blasfemii și asemenea tâmpene. Dar nu e nimic, doar mai mult într-un coț la celor care scriu, îi las să scrie în continuare, oamenii care mă cunosc, îmi știu caracterul, îmi cunosc caracterul, dovadă că au avut încredere în mine, pot să păcărești o dată, de două, de trei ori, dar de șase ori sunt nicio formă, înseamnă că unul ar trebui să scrie prea de dus, așa și nu. Dar eu zic după rând, dacă nu dumneavoastră contează fiecare lucru, în faptul că din ce știu eu, vreo 14 ani de zile nu v-ați plătit nici atribuția la biserică. Dar nu este obligat. Nu, dar lăsați-mă să eu am făcut două donații la biserică. Nu, dar lăsați-mă. Și părintele și l-am sfârșit. Nu știu, e treaba dumneavoastră. Trebuie să aveți o discuție. Trebuie să aveți o discuție cu părintele. Trebuie să aveți o discuție cu părintele. Nu trebuie să vorbim. Dar donații de mare atenție. Așa. Mai știu așa că dumneavoastră puteați să vă plătiți datorile, voi ați avut prăvălia, că se plânge femeia aia, că nu i-ați achitat nici. Nu e adevărat, am plătit prea mult. Așa nu femeia aia nu. Exact. Probabil că se plângea că nu vă duceți să vă luați restul de bani care ați dat în plus. Ce anume? Și eu. Probabil că se plângea sau plângea că nu s-a dus să vă dea restul ăla de bani care ați dat. Dacă era ca să nu dea restul ăla de bani, să dea. Sau s-a dus ăla de bani. Iar începe scoata acolo la persoană. Nu am dat-o, s-a adevărul. Domnule, s-a adevărul. S-a adevărul, domnule. Deci aș putea să intru. Eu zic după mine că rămâi pe lucru. Dacă o să încerc să vă dau mai multe detalii... Nu mă forțează să vreau și eu mai multe. Mai vezi? S-a rămas să rămâi surprins. Da. Ai mai zis, nu ați scris destul, ai mai postat ce te-ai vrut. Deci, domnule, dar ce am postat eu? Este ceva în afară de ceea ce s-a întâmplat? Da, spun ce toate taxele. Niște minciuni vreo... Ai cumpit pe ce? Care toate taxele? Care taxele? Care toate? Care s-a făcut de taxa de salubritate, dar s-a scumpit 30% pe atunci. De unde să scumpesc că nu vedeți că n-a acoperit nimic 30%? Păi, este vorba taxa de 10 30 lei pentru cetățean, da? A scumpit-o cu 30%. Păi, dar și n-a acoperit. Păi, este normal. Păi, se pare normal că nu e a voastră. Dumneavoastră, ați dat mâine acolo cu reționalești, care este destul de necăjit, care nu avem... am uitat, ați oferit alea 25 de locuri de muncă, cu ce ați dat balastiera aia, da. Care a anunțat dumneavoastră de acum 2 ani cu trâmbe și sunt, o să avem 25 de locuri de muncă, o să vină cineva și o să facă. Ce a făcut ăla timp de 2 ani de zile, domnul primar? O să am mai multe subiecte de discuții în ceea ce am eu atenție, eu nu intru în colegiul meu, nu intru în colegiul meu. Să-mi dau o convenție și cu asta am zis. V-am lăsat să intrați în rețea. Nu intru. O să vă dau o subiecte. Ați învățat unul în politică, vă lăsați. Nu am niciodată deloc. Vă deranjează adevărul? Nu mă deranjează niciun adevăr, pe ce te deranjează adevărurile. Oamenii mă cunosc cu bărere. Și știe ce vă cunosc, să vă apreciem. Știe ce pot și ce nu pot și dacă i-am mințit sau nu i-am mințit. Așa. Părerea dumneavoastră mea. Nu-i părerea mea, ceea ce
Domnule, cu tine vorbesc, domnule, eu n-am făcut... Oameni, dar nu vreau să vorbesc, vreau să vin aici. Fără ajutat, cu tine, domnule, eu nu vreau să vin la cetățeni, procese pe acoare și am mințit eu. Da, deci una peste alta, să nu-și aloge nimeni niciun merit al scutirii taxe, pentru că eu văd din proiect de hotărâre. Dacă erați așa de bine intenționat și tristeți, vreau să vă căutați, așa cum spune legea, dacă ați citit-o totuși, dacă ați citit-o, că mă îndoiesc că ați citit-o, sau că ați citit bine. Era trebuit acolo la inițiativa o trimine consiliară, așa cum spune domnul secretar de partea mea, așa, dar scrieți dumneavoastră cu inițiativa de ajustare a taxelor de urmă. Vedeți că ați pierdut terenul, gata. Dar nu trebuie să am teren, domnul. Nu, dar nu, dar așa se face din consiliară. Domnule, uite, și acum spunea domnul, da, eu m-am dus la primărie și la propunerea pe la o trimite consilier, am băgat pe ordinea de zi. Oricum nu trecea, că sunteți majoritar și la nu trecea. Dar vreau să sunteți cu drogul de sare, nu știți ce trecea. Dar nu s-a văzut ce s-a întâmplat. Domnule, avea inițiativă. Domnule primar, nici măcar nu le-ai arătat lucrul ăsta la consiliere. I-ai pus votezi cu ochi închiși, nici n-au știut ce au votat. Și dumneavoastră să se Ședința încheiată. Declarația încheiată. Da.